Ziua 156. Iubirea are nevoie de un imens curaj. De fapt, nimic nu are nevoie de mai mult curaj decât iubirea, căci cerința de bază a iubirii este aceea ca tu să mori ca ego. Numai atunci când îți dizolvi ego-ul, iubirea va înflori în tine. Ego-ul este bariera și este nevoie de mult curaj pentru a-l înlătura. Te tot agăți de ego și consideri că nu ești altceva decât ego. Prin urmare, resimți o frică teribilă. Ce se va întâmpla cu mine dacă pierd acest ego? Îmi voi pierde identitatea. Da, vor exista momente în care îți vei pierde identitatea, vechea identitate, cea falsă. Va fi o vreme când nu vei ști cine ești. Acela este momentul în care noua identitate va evolua. În tradiția Zen există o vorbă: înainte să meditezi, râurile sunt râuri, iar munții sunt munți. Când meditezi, râurile nu mai sunt râuri, iar munții nu mai sunt munți. Iar atunci când meditația s-a încheiat, râurile sunt iar râuri și în munții sunt iar munți. Există o distanță între cele două, vechea identitate și cea nouă, ceea ce va crea puțin haos. Prin urmare, vei avea nevoie de un maestru care să te ajute în acele momente, să te țină de mână, să te încurajeze. Nu te teme, răsăritul nu este departe. Nu privi înapoi, privește înainte, căci nu e cale de întoarcere. Viața nu se întoarce niciodată, este o mișcare continuă spre înainte. Buddha spune: mergi înainte, mergi înainte până ajungi la punctul în care nu mai există dorință. Acesta este momentul împlinirii, al extazului, al binecuvântării.